Bun găsit, doamnelor și domnilor, în biserica. Azi un invitat venit de departe, preasfințitul Macarie, episcopul român-ortodox al Europei de Nord. Bine ați revenit în țară, preasfinția voastră, și la noi în studio, la Trinitas TV. Bine v-am regăsit. V-am invitat ca să stăm de vorbă despre două subiecte astăzi. Să ne aducem aminte împreună de mitropolitul Bartolomeu Anania, pornind de la o carte pe care a semnat-o, un scris extraordinar de frumos, se numește și cu un titlu extraordinar de frumos, Amintiri la capătul dorului, 10 ani cu mitropolitul meu, Bartolomeu Anania. Este apărut anul trecut cartea, când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea. Un secol de la naștere și un deceniu de la mutarea sa la ceruri. De-abia acum apucăm să vorbim despre carte, deși am fi vrut mai devreme, dar drumurile dumneavoastră prin această lume nu au făcut posibilă întâlnirea noastră decât acum, când se împlinesc 100 de ani, 101 ani de la nașterea preasfințitului Bartolomeu. Și subiectul 2 este despre rugăciune, tema centrală în Patriarhia Română în acest an 2022. Suntem cu toții, ca și creștini, conștienți că tot ce ni se întâmplă în viață este voia lui Dumnezeu. Era și credința înaltului Bartolomeu, pe care a exprimat-o de mai multe ori. Cum zicea Părintele Galilul, nimic întâmplător, totul proniator. Da, totul proniator. Proniatoare a fost și întâlnirea preasfinției voastre cu înaltul Bartolomeu. Începe cartea cu acest episod al întâlnirii. De fapt, mărturisiți că vă întâlniseți mai de mult cu înaltul Bartolomeu ca și scriitor, citindu-i opera, îndemnat, stârnit de profesoara dumneavoastră de limba și literatura română. Dar ați avut binecuvântarea, privilegiu, aș putea spune, să vă întâlniți. Priviți pe coperta e de la momentul... Eram un copilaș. Eram în primul an de ucenicie la Noaprea Sfințitul, ca proaspăt secretar de cabinet, și mai jos momentul hirotoniei mele într-o arhiereu, în Catedrala Mitropolitană din Cluj, în Vinerea Luminată a Izvorului Tămăduirii, 2 mai 2008, vreau în urmă cu 14 ani. Da, vreau să vă întreb cum de s-a întâmplat această întâlnire cu față către față, cu mitropolitul. Mai întâi de toate, e datoria mea de conștiință și am dat ghes acestei datorii de a nu păstra doar pentru mine, în tainițele inimii, aceste amintiri pline de dor, aceste amintiri calde ale clipelor petrecute împreună cu înalt preasfințitul. Și anul trecut, fiind un an comemorativ dedicat marelui nostru părinte duhovnicesc, iată, am reușit să mă adun și să scot la lumină toate aceste amintiri spre folosul obștesc. Este o carte care cuprinde, nu mai știu, peste 500 de pagini. A fost tipărită la editura Polirom și se dorește ca o continuare a memoriilor, fiindcă n-a prea sfințitul, în memoriile sale, s-a oprit la momentul alegerii sale ca arhipăstor al Clujului. Așadar, eram un copilaș și am fost luat în grija bătrânului oștean, așa cum îi plăcea Dar să spună. Dar povestiți-ne puțin cum de v-a remarcat, cum de i-ați ieșit în cale. În volum povestesc așa, în tihnă, pendelete. Pe scurt, acum, ca să stârnim lectura, pentru că ca să stârnim lectura momentul acestui volum. Momentul e foarte memorialistic. E foarte frumos, da. Da, da, da. Nu știu dacă o să pot să cuprind în cuvânt ceea ce am reușit să transmit în scris, pendelete, fiindcă am scris, am revenit, am completat, am recitit. Întotdeauna scritura e bine îngrijită, însă pot să împărtășesc emoția pe care am simțit-o în momentul în care înalt preasfințitul, leul Ardealului, m-a chemat pe mine un mielușel ca să îi fiu sprijin în slujirea erați misionară. Erați deja elev la Eram seminar? Eram student. Absolvisem seminarul la Suceava. Era student la facultate. Venisem la Cluj și îi sorbeam predicile
în catedrală, la oaltă cu alți tineri. Eram lipsit de la fiecare liturghie și sărbătoare în catedrală, de altfel eram lipsit zilnic la liturghia bisericii, însă întotdeauna aveam un locșor undeva mai aproape de amvon ca să-l pot vedea bine și să pot absorbi fiecare cuvânt, fiecare gest al Preasfințitului. Și ca o paranteză, ceea ce n-am menționat în memorii, vreau să vă spun că predicele Preasfințitului m-au ajutat la cursurile de Noul Testament și de exegeză biblică. La un moment dat, exigentul părinte profesor Stelian Tofană ne provoca pe noi studenții. Știți voi de ce spune Mântuitorul Iisus Hristos că deși Ioan Botezătorul este cel mai mare născut din femeie, este mai mic decât cel din nou legământ. Eu știam de la înaltul Bartolomeu, din predicile sale. M-am înscris și a fost foarte impresionat. Știți de ce la Cana Galilei Maica Domnului a schimbat planul Dumnezeu și cum s-a întâmplat asta? Știam de la înaltul Bartolomeu. Ei, vreau să vă spun că părintele Stelian Tofană, care era de temut pentru studenții clujeni, mi-a dat atunci pe loc nota maximă, fiind ajutat de predicile în al Preasfințitului Bartolomeu. Și la urmă i-am spus, eu știu de la înaltul Bartolomeu, din cuvântările pe care le ascultam cu nesasă la catedrală. Dar la un însă moment dat, am închis paranteza. Ați sesizat că nu numai dumneavoastră îl sorbeați din ochi și din urechi, da, așa, da. Ci și în altul Bartolomeu v-a remarcat. Avea câteva repere în catedrală, în al Preasfințitului, fiindcă el avea un principiu. Să-i mulțumească pe toți. Toți cei care îi ascultau cuvântul doreau să fie întăriți, hrăniți și mulțumiți de mesajul său, de tâlcuirea pericopei evanghelice. El spunea pe șleau, vreau să-l mulțumesc și pe cel mai rafinat intelectual, însă vreau să ajung și pe babarada din catedrală. Adică să mă fac înțeles și să ajungă cuvântul la inima tuturor. Să-l ajut și pe cel mai rafinat intelectual, însă să-l ajut sufletește și pe omul simplu. În felul acesta își calibra cuvântul omiletic, fixându-și câteva repere în catedrală. De nu știam... Câteva chipuri, câteva repere. Probabil un tânăr, doi tineri, o bătrânică, un intelectual, știa, probabil simțea că este un intelectual acolo, poate chiar îl cunoștea. Și în felul acesta avea câteva repere. Își rotea privirea înspre noi, dar nu m-am gândit că el deja mă cunoștea de la amvonul catedralei. Și la un moment dat pregăteam un program misionar împreună cu un alt coleg de-al meu de an, Mihai Chira, acum este preot și protopop în Maramureș, am intrat la Preasfințitul și s-a luminat la față. Dar înainte de toate, înainte de a intra eu la dânsul cu Mihai, cred că am intrat cu comunitatea SCOR, dacă mi-aduc bine aminte. Da, am consemnat asta, da. Și simțeam că se uită cu insistență la mine. Dar mi-a zis, poate și amintești de cineva. Însă, la un moment dat, mi-a spus, tu rămâi pe loc. Și am rămas foarte surprins când m-a întrebat cum mă cheamă. I-am spus cum mă cheamă. Eu îi trimiteam de multă vreme scrisori, fiindcă nu îndrăzneam să-l deranjez. Pentru mine era un uriaș în al Preasfințitul. Nu era internetul, fiindcă el, după ce și-a instalat e-mailul, răspundea la toate mesajele. La toate mesajele răspundea. Cât de fascinat era, foarte era de tehnologia aceasta. Era fascinat de... Da. Și la un moment dat mă oprește și mă întreabă, cum te cheamă? Marius Drăgoi, așa mă numeam din botez, Marius. A, tu ești cel care îmi scrie la fiecare sărbătoare. Bietele, naivele mele, scrisori, răvașe, felicitări trimise, iată. Eu credeam că le-a aruncat la coșul de hârtie, le-a pus undeva deoparte, le-a uitat la câte felicitări primea în al Preasfințitului. Nu, însă le-a reținut. Da. Îi scriam constant, puneam câte un cuvânt de suflet acolo și îmi răspundea totdeauna, dar protocolar îmi răspundea. Nu mi-a scris niciodată că aș vrea să te cunosc, vino pe la mine. Nici eu n-am îndrăznit să-l deranjez. Cum să îndrăznesc așa ceva? Și sigur că am fost copleșit, buimăcit, m-am clătinat pe picioare, obrajii ardeau ca jarul. Eram foarte emoționat. Cum să mă rețin în apresul Bartolomeu? Și după ce am revenit la dânsul la birou, mi-a spus să mai treci pe la mine. Am revenit la dânsul la birou cu Mihai pentru a pregăti programul
de colinde și piesa Vicleimul, ne-a propus să prezentăm o piesă un pic mai dificilă, nu eram pregătiți atunci, Vicleimul lui Victorian Popa, pe care îl pregătise în perioada în care a fost asistent universitar aici la Institutul Teologic din București. Toate amănuntele le găsiți în volum, da. Însă așa s-a înfiripat legătura mea domnicească cu un alt preasfințitul, îl vizitam din când în când și în anul 2 de facultate m-a ales secretar de cabinet. A venit cu propunerea, da, surprinzătoare. A venit cu această propunere surprinzătoare, nu doar pentru mine. Eu am fost copleșit pentru toți. Cum un student în anul 2, secretarul de cabinet al preasfințitului Bartolomeu. Însă el își punea mare nădejde în tineri. Și foarte tineri. Și spunea cu umorul lui, spunea, mie îmi place să lucrez cu tinerii, fiindcă nici eu nu mă simt prea bătrân în felul acesta. Deși vârsta din actul de identitate indica o bătrânețe, o trecere prin timp, pentru că l-ați cunoscut, cred că atunci când avea vreo 70 ceva de ani sau chiar 80. Nu împlinise 80. Nu împlinise, da. Înainte de a împlini 80. I-a fost alături, așa cum zice și titlul acestei cărți, 1998 am intrat ca secretar. Da. Și l-ați, cum să spun eu, vegheat, l-ați observat în taină. Eu m-am întrebat când am citit, scrieți foarte frumos, depănați foarte, foarte cursiv amintirile care se citesc așa, e savuroasă cartea, vă mărturisesc și vă felicit pentru felul în care a spus în scris aceste amintiri, dar mă gândesc, cum ați scos din memorie toate acestea? Ați ținut un jurnal? Nu neapărat, aveam niște însemnări. Și pe baza jurnalul pe care l-am păstrat în perioada slujirii mele ca preot și eclesiar la Catedrala Metropolitană, l-am publicat în acest volum. Deci pe baza lui... Dar aveam însemnări, sigur, aveam însemnări zilnice. Desigur, găsim aici... Pe baza acestor însemnări, sigur am conceput acest volum memorialist. Și ați adăugat și câteva cuvântări ținute în mod public de în Al Preasfințitului. Cuvântări inedite. E o carte memorialistică, dar cu accente istoriografice, pentru că redați niște realități istorice din vremea aceea. Aveam datele exacte și am zis că nu fac abstracție de ele, știți? Și le-am consemnat ca atare. Și ca să închidem puțin primul subiect, prima parte. Deci cartea se numește așa, Amintiri la capătul dorului, 10 ani cu mitropolitul meu, Bartolomeu Anania, autor, episcopul Macarie Drăgoi al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord. Se găsește în toate librăriile. Recomand. Poliromul a difuzat-o, cred că pretutindeni țară. O recomand cu căldură, pentru că pe lângă memoriile înaltului Bartolomeu, această carte e o continuare firească cu un alt ochi, cu ochiul desigur subiectiv și acesta, dar nu ochiul autorului care și-a scris memoriile, o altă carte monumentală, frumoasă și care dezvăluie niște realități ale Bisericii Ortodoxe Române în timpul comunismului și realități personale prin care a trecut acest om mare slujitor, pentru că el mărturisește și în memorii și dumneavoastră preluați, mărturisește că a avut doi talanți. Acela al slujirii lui Dumnezeu și al slujirii limbii și literaturii. Asta spunea la aniversare 80 de ani. Da, și s-a achitat cu brio de înmulțire acestor talanți pe care i-a simțit că Dumnezeu i-a pus în viața sa. Și ca să închidem, aș vrea să conturați în trei trăsături principale chipul mitropolitului Bartolomeu. E greu ce vă cer, dar suntem cu timpul limitat, așa că trebuie să fim foarte succinți. Un om egal cu sine însuși, transparent și fără vicleșug. Egal cu sine însuși, transparent și fără vicleșug. Desigur, totul învăluit, cred că, într-o sinceritate și a inimii. Curăție a inimii. O sinceritate și curăție a inimii. O sinceritate debordantă. De altfel, îl recunoaștem și din rotondă și mai ales din memorii. E foarte dezinvolt, foarte liber. A avut această libertate interioară pe care a cultivat-o toată viața. Găsim acest portret pe care îl zugrăviți
din nou, foarte frumos și felicitări pentru acest scris prezent în cartea pe care o am în față și pe care am văzut-o și coperta, am văzut-o și pe ecranul dintre noi. Trecem acum la tema rugăciunii, despre care înaltul Bartolomeu spunea la un moment dat în file de jurnal că în rugăciune omul devine vecin cu eternitatea. Cu eternitatea. Deci este modul prin care omul, deși are conștiința perisabilității și al trecerii lui prin timp, care trecere înseamnă să ai un început, să ai un sfârșit, să te naști și să mori, rugăciunea te face să pierzi acest simț între ghilimele și să ai simțul veșniciei, eternității. Da, mai spunea această zicere, o apoftegmă pe care mulți au auzit-o și mulți se folosesc domnicește, mai cu seamă atunci când sunt în vârful prăpastiei, dar și când sunt în abis, pe vârful muntelui. Mai exact, când ești în fundul prăpastiei, să nu disperi. Da, asta spunea. Și când ești pe vârful muntelui, să nu amețești. Da, asta spunea. Însă, mai adăuga faptul că prima trăire este mai primejdioasă decât cea de a doua. Pentru că în fundul prăpastiei apelezi la rugăciune ca izvor de viață. Însă, în vârful muntelui, uiți de ea. Există riscul, există riscul să uiți de ea. Să te sprijin doar pe tine. Pe tine însuți. Pe realizările tale și să uiți de Dumnezeu. Uiți de Dumnezeu, da. Dar rugăciunea te păzește de riscurile acestea, mai ales practica. Nu avem altă cale, nu avem altă cale de comunicare cu Dumnezeu. Nu avem altă armă de luptă pentru îndepărtarea ispitelor. Nu avem alt mijloc pentru a sări în ajutorul semenului decât prin rugăciune. Rugăciunea e scară către cer. Da. Spunea atât de frumos Sfântul Erar Nectarie că așa cum soarele luminează trupul, așa și rugăciunea luminează sufletul. Da. Dar câtă dreptate avea în al preasfințitul în zicerea aceasta? Vedeți că atunci când ești în glorie, uiți de Dumnezeu. Uiți să-i ceri ajutorul. Dar când ești în primejdie, când ești acolo în fudul prăpastiei, apelezi sau, la rugăciune, îi ceri ajutorul, sau dacă nu uiți, ceri sprijinul. Sau dacă nu uiți, rugăciunile pot fi mai mult de recunoștință decât de cerere. Unde, pe vârful muntelui? Nu, pe vârful muntelui. Da, de ajutor. Să nu ne încredem în noi înșine, cum spuneați. Ce a făcut Petru verhovnicul? A bravat, s-a crezut în el însuși, i-a promis învățătorului, Mântuitorului Iisus Hristos că nu-l va părăsi nici la moarte. Stai, Petre, că peste câteva ceasuri te vei lepăda de trei ori. Nu, Doamne, nici la moarte nu te părăsesc. Și a fost un laș, a dat bir cu fugiții, l-a părăsit, l-a trădat, însă a avut puterea să se împărtășească de pocăința cea trezitoare. Mm-hmm. Și a fost repus în apostolat. Era același... Și Iuda ar fi fost iertat de Mântuitorul Iisus. Era același Petru care nu ar fi desnădăjduit și nu s-ar fi sinucis. Scapă-mă, Doamne, pe... Același Petru, pe mare. Același Petru care pe marea învolburată a strigat din adâncul sufletului său, scapă-mă, Doamne, Doamne, salvează-mă. Aceasta este rugăciunea cea mai puternică, cea mai directă, atunci când ești în primejdie de moarte sufletească și trupească. Ne gândim, v-am mai spus cu un alt prilej, la cel bărbat care curăța un bloc zgârie de nori și s-a desprins funia și a avut timp să se roage, să strige către Dumnezeu, Doamne, scapă-mă. A strigat asemenea lui Petru și în momentul acela a trecut un trailer cu saltele relaxa și a căzut bine. Da. Și n-a pățit nimic. N-a pățit nimic, a fost salvat. S-ar fi zdrobit. A fost mântuit. Da. Deci în orice clipă să cerem ajutorul, așa cum a strigat Petru odinioară. Preasfințite, dar avem momente, deși suntem oameni, să zicem, ai rugăciunii, ne rugăm constant, practicanți ai rugăciunii, dar avem momente când avem impresia că Dumnezeu nu ne ascultă. Pentru că de multe ori cerem niște lucruri pe care noi le considerăm potrivite și folositoare pentru noi și nu le primim sau
ajutorul întârzie, avem impresia că Dumnezeu tace, că nu ne aude. Dumnezeu tace, dar intervine întotdeauna atunci când e nevoie. Deci trebuie nu ne lasă să cădem de să pe brațele sale. Vreau să vă întreb, ce să fac atunci să când mă bântuie gândul ăsta? Să fim stăruitori în rugăciune. Mântuitorul ne spune, deseori, în Al Prea Sfințitul apela la ce a spus a Mântuitorului Iisus Hristos. Atunci când vă rugați, să credeți că le-ați și primit. Atâta credință trebuie să avem încât să credem că le-am și primit. Și dacă ne este de folos, le primim imediat. Dacă nu, le primim mai târziu. Mm-hmm. Întotdeauna Dumnezeu poate nu ne dăruiește pe moment ceea ce cere, însă întotdeauna intervine la timp. Întotdeauna ne ajută, ne sprijină, ne miluiește. E o istorioară foarte potrivită la ceea ce spunem acum, la care fac apel de multe ori, cu acel tată și copilaș care au ieșit la plimbare și au trecut pe o pajiște plină de flori și a cules câteva flori copilașului, s-a bucurat. Au trecut printr-o livadă, i-a cules câteva fructe între cele mai proaspete și dulci copilașului. Însă undeva, după ce au ieșit din livadă, într-un tufiș, era un pom cu fructe foarte atrăgătoare. Însă pe cât de atrăgătoare erau, pe atât de nocive erau acele fructe, fiindcă erau otrăvitoare. Copilul nu a priceput. Copilul nu a priceput, însă a știut tatăl că sunt ucigașe acele fructe. El a cerut și copilul a cerut, a cu stăruință, a uitat de flori, a uitat de fructele dulci și bune pe care le-a degustat în livadă și s-a revoltat. S-a revoltat, copilul a început să plângă. I-a reproșat tatălui că este rău, că nu-l ajută. A încercat tatăl să-i explice. Dragul meu, fructele astea sunt otrăvitoare. Nu a înțeles. Erau atât de atrăgătoare încât copilul le-ar fi mâncat într-o clipă. Ce s-ar fi întâmplat dacă tatăl ar fi lăsat pe copil? I-ar fi ascultat rugămintea. Poftiți? Dacă i-ar fi ascultat rugămintea. Dacă i-ar fi ascultat rugămintea. Da. Dacă ar fi dat curs acestei cereri, acestui capriciu, că până la urmă a fost un capriciu. Știți? Și noi deseori suntem capricioși în relația noastră cu Dumnezeu. Însă Dumnezeu întotdeauna ne ascultă și ne îndeamnă să cerem. Cere și vi se va da. Dar ne dăruiește la timp ceea ce ne este de folos. Și vă spune un păstor care neînceta cere în rugăciune pentru alții ajutor și intervine ajutorul Dumnezeu, dar întotdeauna la timp. Poate nu pe moment, nu imediat, uneori imediat, dar întotdeauna la timp. Întotdeauna la timp. Uit să cer pentru mine însumi, vă spun cu toată sinceritatea inimii, având atâta grijă pentru cei mulți și pentru cei aflați în suferință, în singurătate, în necaz, în strâmtorare. Dar Dumnezeu, vă spun, preiubiților, toți cei care ne ascultați acum, intervine întotdeauna la timp. Vă spune un păstor rugător, vă spune un arhiereu care mijlocește pentru voi înaintea altarul euharistic. Dumnezeu intervine întotdeauna la timp. Doar să-i cerem, să ne rugăm. Cum am spus, nu avem altă cale de comunicare cu El. Păi, dar ce este rugăciunea, frate Remus? Este respirația sufletului nostru. Mm-hmm. Trăim, duhovnicește, atât cât ne rugăm. Ne rugăm. Deci, sufletul nostru are nevoie de rugăciune. De rugăciune continuă. De rugăciune neîncetată. Aceasta este respirația sufletului. Respirăm, duhovnicește, în măsura în care ne rugăm. O rugăciune care poate fi și un simplu gând spre Dumnezeu. Atunci când vrei să faci ceva, zici, Doamne, ajută-mă să fac lucrul ăsta. Să-l fac bine. Să-mi iasă bine ce vreau să fac. Dar să fie rugăciunea neîncetată. Deci avem nevoie să ne rugăm continuu, așa cum avem nevoie... După sfatul Apostolului Pavel, nu? Avem nevoie să ne rugăm continuu, așa cum avem nevoie de a respira. Deci, sintetizez puțin, timpul împlinirii rugăciunii îi aparține lui Dumnezeu, timpul cererii sau al efectuării rugăciunii îmi aparține mie. Cu răbdare trebuie să aștept timpul care nu e al meu, e al lui Dumnezeu, acel al împlinirii. Să nu cer să mi se întâmple exact atunci când vreau eu, pentru că cu Dumnezeu nu funcționează lucrurile așa. Și ne-ați dat această povestioare... Se amuză Dumnezeu atunci când ne facem planuri omenești. Da. Și nu lăsăm în voia Lui. Dacă El însuși s-a lăsat în voia Părintelui, gândiți-vă, se afla singur în grădina Ghețimanii, părăsit de toți. Și acolo s-a rugat cu lacrimi și sudoare, cu sânge.
dacă este cu putință, Doamne, să treacă paharul. Însă nu precum voiești să treacă paharul acest al suferinței de la mine. Să mă scutești de această suferință. Însă nu precum voiesc eu, ci precum voiești tu. Și părea singur. În cele din urmă, Hristos a fost disperat pe cruce. A fost disperat, acest moment al disperării, al singurătății, al părăsirii. Eli, Eli, la masa Bahtanii. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Deci a trăit acel moment al părăsirii ca să ne arate că în părăsirea, în singurătatea noastră, în suferința noastră, nu mai suntem de acum singuri. Nu mai suntem singuri, ci suntem cu El. Cum spuneau Sfinții Părinți, Hristos nu s-a întrupat și nu a pătimit și nu s-a răstignit și nu a murit pe cruce ca să înlăture suferința, ci ca să o umple de prezența sa. Mm-hmm. E minunat. Da. E minunat. E minunat. Și a spus că în exercițiul rugăciunii personale mai mult sunt prezente rugăciuni pentru ceilalți decât pentru propria persoană. E importantă rugăciunea pentru Doamne, celălalt. Mântuiește-mă, Doamne, miliește. Folosesc o rugăciune a Sfântului Cuvios Macar, rugăciune scurtă. Cuviosul, căruia îi porc cu nevrângie numele, îi îndemna pe contemporani, atunci când sunteți cel, în casă, cel sărbătorit în ianuarie. Sfântul Cuvios Macar e cel mare. Că sunt mai mulți. E unul dintre sfinții Macarie. Da. Mai este Cuviosul Macare Alexandrinul, contemporan cu el, prezunit în aceeași zi. Cuviosul Macare Romanul, prezunit la 23 octombrie, este cuviosul flancat între cei doi lei, pe care s-a topit îmbrăcămintea și a crescut blăniță. E acoperit cu păr. Îl vedem în icoană flancat între cei doi lei, că unii îl confundă cu Sfântul Cuvios Macare cel Mare. Nu. Este cuviosul Macare Romanul, care a plecat în îndepărtata Mesopotamie, într-un pelerinaj, în căutarea Edenului terestru și până la urmă a înțeles că important e să dobândești Edenul cel veșnic, Raiul Desfătării. Și e foarte interesantă. Și cuviosul Macare cel Mare le spune așa contemporanilor. Atunci când sunteți în casă strâmtoare, spuneți așa: Doamne ajută-mă! Iată, rugăciunea femeii cananence, pe care o folosim și noi în salutul rugăciunii, rugăciune de toată vremea. În acest salut rugăciune de toată vremea. Doamne ajută-mă! Și mai spunea cuviosul, îi îndemna pe contemporani să mai spună în rugăciune: Doamne, precum voiești, precum și miluiește. Uh-huh. Doamne, precum voiești, precum și miluiește. Te lași întru totul voii lui Dumnezeu. Să lucreze Dumnezeu prin tine, așa cum știe El. El știe de ce este trebuință, știe nevoile tale, știe nevoile altora. Să lucreze la mântuirea ta. Pe lângă această rugăciune, am consemnat în cartea de rugăciune Episcopiei noastre a Europei de Nord. Da. E o carte de rugăciune groasă, cu multe rugăciuni. Am parcurs puțin cuprinsul înainte de emisiune și am remarcat că sunt rugăciuni pe care nu le găsim în orice carte de rugăciuni. Multe sunt compuse chiar de Preasfinția voastră, dar multele le-am preluat de la Sfinții Părinți, la duhovnicii contemporani, inclusiv de la Sfinții Români, da? Antimivirianul, Calinii de la Cernica, de la Părintele Iachint de la Putna, mm-hmm, și de la alți duhovnici, Gheorghe Calciu și la alți duhovnici contemporani. Sunt rugăciuni foarte folositoare, unele dintre ele de mare ajutor pentru patimile, adicțiile de care sunt stăpâniți cei de astăzi, în mod deosebit pentru izbăvirea de patima alcoolului și de alte dependențe. Și, deci, pe lângă rugăciunea aceea scurtă, care apelează la a tot știința lui Dumnezeu. La tot știința, da. El le știe Dumnezeu, pe toate și știe, da, de ce avem nevoie. Sunt și niște... Sunt două rugăciuni scurte. Rugăciuni... Prima alcătuită de Sfântul Ierarh Filaret al Moscovei. Țintite exact. Și a doua alcătuită de Sfinții Stareți la Optina. Avem timp foarte scurte să le citesc aici. Vă rugăm. Cred că n-aș putea cuprinde în învățământ, în sfat domnicesc, ceea ce au cuprins Sfinții Părinți în aceste două rugăciuni. Doamne, nu știu ce să cer de la Tine. Tu unul știi de ce am nevoie. Tu mă iubești pe mine mai mult decât pot să te iubesc eu pe Tine. Părinte, dă robului Tău cele ce singur nu știa le cere. Nu îndrăznesc să cer nici cruce, nici mângâiere,
nu mai stau înaintea ta. Inima mea e deschisă ție. Tu vezi trebuințele mele pe care nu le știu eu. Vezi și fă după mila ta. Lovește-mă și mă tămăduiește, doboară-mă și mă ridică. Mă cutremur și tau cu evlavie înaintea voinței tale sfinte și a căilor tale celor nepătrunse pentru mine. Mă aduc ție jertfă, nu am altă dorință decât numai să fac voia ta. Învață-mă să mă rog, singur roagă-te în mine. Amin. Și rugăciunea de fiecare zi a Sfinților Stareță la Optina. Doamne, dă-mi să întâmpin cu liniște sufletească tot ce-mi va aduce ziua care începe. Dă-mi să mă predau cu totul voii tale sfinte. În fiecare ceas al acestei zile, povățuiește-mă în toate și ajută-mă. Chiar dacă aș primi necazuri și nenorociri în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și cu credință tare, că în toate este voia ta cea sfântă. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțămintele. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu toți frații mei, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi puterea să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Două exemple despre niște rugăciuni pe care poate că le-am auzit pentru prima dată acum și multe altele sunt aici, în Cartea de Rugăciuni a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, care se găsește și în țară, această carte de rugăciuni. În librările online. Poate fi procurată și eu cred că e de mare folos pentru cei care obișnuiesc să se roage. Să fie spre folos și mântuire. Și când vă întrebam de rugăciunea pentru celălalt, în categoria aceasta a celuilalt, intră nu numai prietenii, nu numai rudele, nu numai apropiații, bănuiesc. Aici este problema. Aici e diferența între Vechiul și Noul Testament. Problema e că ne e foarte greu să ne rugăm pentru cei care sunt în contradicție cu noi, care ne dușmănesc, față de care noi înșine avem cât un resentiment. Ce înseamnă resentiment? Ținerea de minte a rău. Da. Un rezidu sentiment toxic. Care se întoarce. E un rezidu toxic, frate. Da. Remus. Și îl putem dilua? Sau dizolva? Dizolva? Da. Îl putem dizolva prin rugăciune și prin iubire. Spune atât de frumos Părintele Arsenie Papacioc, măi frate, măi soră, dacă nu poți să iubești pe vrăjmaș, măcar nu-i urâ, nu-i urâ. Și totuși, dacă ajungi să nu-i urăști, dacă nu-i poți iubi, măcar nu-i urâ. Și în felul acesta ești pe treaptă, nu mai ești în baltă. Spunea atât de minunat Părintele Arsenie. Aduc în discuție acum Papacioc. Da. Un obicei al nostru, că atunci când avem oameni care ne vrăjmășesc sau care ne pun piedici, care ne șicanează, să îl punem în rugăciune, cum se zice. Uneori ne strică viața, da, ne strică sigur. Cariera. O să dau un exemplu dintr-o mărturie a înaltului Bartolomeu. Uneori ne ucid, iată, în apărea Sfințitul. Am dat multe exemple. Aș vrea să ne spuneți ce înseamnă să-l pun în rugăciune, pentru că de multe ori ne rugăm cu cuvinte, să zicem, cuvinte neutre, îi spune Dumnezeu, dar gândul totuși se duce la ideea că, Doamne, pedepsește-l. Doamne, fă Tu în așa fel încât să simt eu dreptatea și, să zic eu, răsplata răutății lui. Vă răspund tot printr-o rugăciune a Sfântului Nicolae Velimirovici, care a fost vrăjmășit în viață și care îi binecuvânta și iubea necondiționat pe vrăjmași. A urâ pe vrăjmaș ține de firea căzută omenească. A iubi și a ierta este dumnezește. Și iată, Sfântul Nicolae Velimirovici, am consemnat această rugăciune în Cartea de Rugăciune Episcopiei Europei de Nord, ne-a lăsat o rugăciune pentru binecuvântarea vrăjmașilor. Dar cu un sfârșit care ne bulversează,
Chiar dacă avem vrăjmași mai puțini, unii care ne invidiază sau nu ne sprijină, chiar pe noi ne bulversează că la un moment dat îl roagă pe Dumnezeu să-i mulțească vrăjmașii. Sigur că nu suntem la măsura Sfântului Nicolae Velimirovici, dar totuși trebuie să iertăm și să-i binecuvântăm. Așa cum i-a iertat și i-a binecuvântat Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce, pe cei care l-au răstignit. Cum s-a rugat pentru ei? Doamne, nu, Doamne, iartă că nu știu ce fac. Iar martirul Ștefan, primul mucenic al bisericii, la fel s-a rugat pentru cei care îl ucideau. Nu le socoti lor păcatul acesta. Da. Aceasta este cea mai înaltă treaptă duhovnicească. Să te rogi pentru ucigașii tăi. Să ai milă față de cei care te ucid fără milă. Cum avea să spună unul dintre martirii din temnițele comuniste, lăsând acest testament, nu ne răzbunați. Nu ne-am răzbunat noi, i-am iertat, i-am iubit pe cei care ne-au ucis fără milă, însă nici voi, urmașii noștri, nu ne răzbunați, iertați-i, ca și Dumnezeu să ne ierte, cum spunem de altfel, în rugăciunea domnească. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșelilor noștri. Și cum avea să spună Domnul neîncetat, dacă nu iertați celor care vă urăsc și vă greșesc greșelile lor, nici Tatăl cel Ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Deci e clar, e limpede. Însă, nu știu dacă mai avem timp să rostesc această rugăciune a Sfântului Nicolae Velimirovici. N-aș putea cuprinde într-o emisiune dedicată în mod deosebit iubirii vrăjmașilor și binecuvântării vrăjmașilor, în cuvinte mai potrivite și mai vii, ceea ce exprimă Sfântul Nicolae Velimirovici în această rugăciune. Doamne, binecuvântează pe vrăjmașii mei și eu îi binecuvântez și nu îi blestem. Vrăjmașii m-au împins și mai mult spre tine, în brațele tale, mai mult decât prietenii. Prietenii m-au legat de pământ și m-au răsturnat orice nădejde spre pământ. Dar vrăjmașii m-au făcut străin față de împărățiile pământești și un locuitor netrebnic față de pământ. Precum o fiară prigonită, așa și eu, prigonit fiind în fața vrăjmașilor, am aflat un adăpost mai sigur, ascunzându-mă sub cortul tău, unde nici vrăjmașii, nici prietenii nu pot pierde sufletul meu. Doamne, binecuvântează pe vrăjmașii mei, și eu îi binecuvântez și nu-i blestem. Ei au mărturisit în locul meu păcatele mele în fața lumii. Ei m-au biciuit când eu m-am cruțat de biciuire. Ei m-au chinuit atunci când eu am fugit de chinuri. Ei m-au hulit atunci când eu m-am măgulit pe mine însumi. Ei m-au scuipat atunci când eu m-am mândrit cu mine însumi. Când eu m-am făcut înțelept, ei m-au numit nebun. Când m-am făcut puternic, ei au râs de mine ca de un pitic. Când am vrut să conduc pe oameni, ei m-au împins înapoi. Când m-am grăbit să mă îmbogățesc, ei m-au smucit înapoi cu mână de fier. Când m-am gândit să dorm liniștit, ei m-au trezit din somn. Când mi-am zidit casă pentru viață lungă și liniștită, ei au răsturnat-o și m-au izgonit afară. Într-adevăr, vrăjmașii m-au dezlegat de lume și mi-au prelungit mâinile până la veșmântul tău. Binecuvântează, Doamne, pe vrăjmașii mei. Binecuvântează-i și îi mulțește. Asmute-i și mai mult împotriva mea, ca fuga mea spre tine să fie fără întoarcere, ca să se rupă nădejdea mea în oameni, ca pânza de păianjen, ca smerenia să împărățească de plin în inima mea, ca inima mea să devină mormântul celor rele, ca toată comoara mea să o aduni în ceruri. Ah, de m-aș elibera odată de auto-amăgire, care m-a încălcit într-o mreajă cumplită a vieții înșelătoare. Vrăjmașii m-au învățat să știu ceea ce puțin știu în lume, că omul nu are pe pământ vrăjmași afară de sine însuși. Doar acela urăște pe vrăjmași care nu știe că vrăjmașii nu sunt vrăjmași, ci prieteni severi. De aceea, Doamne, binecuvântează pe prietenii și vrăjmașii mei. Sluga blestemă pe vrăjmași, căci nu știe, iar fiul îi binecuvântează, căci știe. Fiul știe că vrăjmașii nu pot să se atingă de viața lui. De aceea, el pășește liber între ei și se roagă lui Dumnezeu pentru aceștia. Doamne, binecuvântează pe vrăjmașii mei și eu îi binecuvântez și nu îi blestem. Amin. Da. Știați de rugăciunea aceasta, frate Remus? E minunată. Da. Dar la ce măsură a ajuns Sfântul Nicolae Velimirovici? Așa este.
E măsura sfințeniei. Măsura desăvârșirii. Noi suntem mult mai jos, pe o treaptă mult mai jos. La măsura aceasta suntem chemați cu toții. Suntem chemați cu toții. Ce înseamnă să ierți? Uite, în al preasfințitul și-a iertat călăii. I-a iertat în clipa aceea și a spus că pătimește, că suferă torturile pentru păcatele sale. L-ați auzit vorbind, evocând așa în discuții, în mărturisiri, anii aceia grei de temniță? Sigur că nu puteau fi prezentați mai bine prin cuvânt decât a reușit el să consemneze în scris. Toate aceste trăiri sunt consemnate în memorii. Mm-hmm. A avut și potigniri, a avut și căderi, dar s-a ridicat. Și în cele din urmă, i-a iertat pe toți. Da, i-a iertat acolo, în temniță. Da. I-a iertat și pe alții care au greșit. Apropo de această putere pe care ți-o dă doar Dumnezeu, din puterile tale mărunte de om, nu ești în stare să faci așa, mai ales în condițiile pe care le-a trăit în urma unor torturi extraordinare, cumplite, în altul Bartolomeu, pe care le mărturisește în memorii și un pasaj din memoriile sale l-ați inclus în cartea inclus, pe care... Da. Și aș vrea să citez atunci, un pasaj. Mi l-a relatat atunci, însă mm-hmm. mult mai concentrat. Era după ce fusese torturat groaznic, bătut la tălci. În beciul securității, Nu știu în care dintre închisori, dar oricum în temnița politică. Mi se pare că la Uranus. Și spun, eu citez momentul când se întoarce, e dus în celulă și trântit în mijlocul camerii și spune așa în al preasfințitul Bartolomeu: m-am ridicat în mâini, m-am întins pe pat, am închis ochii și am început să mă rog. Repet, asta o făcea după ce fusese bătut crunt, leșinase de vreo 2-3 ori în timpul torturii. Am început să mă rog pentru cei ce mă torturaseră și mă întrebam dacă mă rog cu sinceritate sau numai spre a-mi amăgi o conștiință ce îmi poruncea să fac așa. Și am fost fericit să văd în adâncul meu că-i iertasem pe călăi și că mă rugam sincer. O mărturie extraordinară. E greu să-ți închipui ce trebuie sau cum poți să simți această dorință de a ierta pe cineva care îți face un rău cumplit. Adică vecin cu moartea. Da. N-am prea simțit, îmi spunea, de acest simțământ de ușurare care îți cuprinde inima și sufletul și viața. La un moment dat era păsat lăuntric, chiar în perioada aripăstoririi la Cluj, și a mers la duhovnicul său. Și ești sclavul propriilor tăi dușmani, da, i-a spus părintele Arsenie. Iată, trebuie să te libereze asta. Și în momentul acela i s-a ușurat inima. Spunea și de la vonul catedralei. Mărturisea și la vonul catedralei. Avea și o comparație plastică. Da, închipuieți că cel pe care nu poți să-l ierți este ca o jivină care stă în spatele, în spatele tău. Așa spunea. Scutură-te. Da. Scutură-te, da. Scutură-te de el. Da. Și de jos, da. Jivina. Da. Scutură-te de jivină. Da. Da. Așa spunea. Și eliberează-te. Da. Eliberează-te. Da. Da. Extraordinar. Preasfințite, mai avem câteva minute, dar aș vrea să vă întreb ceva legat de momentele în care nu putem să ne rugăm. Și mă gândesc la suferință, la boală. Putem trece printr-o boală cumplită când toate gândurile ne sunt asaltate de perspectiva aceea, a plecării din lumea aceasta, pentru că se poate întâmpla și asta, să avem. Am trecut prin perioada aceasta de pandemie, sperăm să o încheiem, să nu se prelungească, să se încheie până la urmă. Am fost înfricoșați de tot felul de gânduri și într-o atmosferă ca asta nu te mai poți ruga. Atunci, care e soluția? Doamne, Tu însuți roagă-te în mine. Mm. Avem prieteni, frate Remus. Iată, duminica trecută, în urmă cu două duminici, duminica din postul mare, am citit pericopa evanghelică după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu despre vindecarea paraliticului din Capernaum. Acesta a fost adus nu doar pe targă, acolo unde era o legumă, era paralizat, era inert. Nu doar pe targa văzută, ci și pe targa nevăzută a rugăciunilor. Aceștia sunt prietenii noștri, de aici și din ceruri.
sunt cei de pe pământ care se roagă pentru noi în biserica luptătoare și cei din ceruri care ne pomenesc cu și mai multă îndrăznire înaintea tronului preasfinte și de viață făcătoare, trim la liturghia cerească. Așadar, avem prieteni statornici, avem încredere că acești prieteni mijlocesc pentru noi înaintea Mântuitorului. Domnul s-a milostivit spre acest paralitic văzând credința celor patru inși care l-au coborât prin acoperișul casei pe slăbănoc. Au luat-o ne spune clar. Pe căi neconvenționale au ajuns. Da, și au reușit să treacă de toate obstacolele. Au fost foarte multe obstacole în calea vindecării prietenului lor. Au fost prieteni statornici și plini de dragoste și credință până la sfârșit. Deci ne spune clar evanghelistul Marcu că Domnul, văzând credința lor, probabil că paraliticul era inconștient acolo întins pe patul suferinței lui, fiindcă nici nu l-a întrebat. De obicei Mântuitorul întreba pe cei care avea să-i vindece, le testa credința. Nici nu l-a întrebat dacă crezi, dacă te pocăiești de păcatele, săvârșise multe păcate, tocmai de aceea s-a îmbolnăvit sufletește și apoi trupește. Și sigur că pe cât de mare a fost credința celor patru prieteni ai slăbănogului, pe atât de mare a fost necredința cărturarilor care se aflau de față, care au hulit, care l-au judecat pe Mântuitorul, că contestându-i își permite divinitatea, să ierte păcate. Că de ce îi iartă, că nu poate ierta, că hulește. Da. Domnul, cunoscând gândurile lor, hula lor, i-a mustrat și l-a vindecat, l-a iertat de păcate mai întâi. Așa cum este restaurat omul aici, în Biserica Luptătoare. El este restaurat mai întâi sufletește. Este tămăduit mai întâi sufletește și apoi este vindecat trupește. Fiindcă pricina oricărei îmbolnăviri trupești se datorează păcatelor săvârșite. Mai întâi ne îmbolnăvim sufletește și apoi ne îmbolnăvim trupește. Și așa se săvârșește și tămăduirea. Începând cu partea lăuntrică, cu sufletul nostru. De aceea e de mare ajutor taina Sfântului Maslu, care se săvârșește în biserică, această taină a vindecării și restaurării. Însă, prietenii cei mai statornici, cei mai fideli ne sunt Sfinții. Mai spuneau părinții filocalici la un moment dat că roagă-te neîncetat și mulțește rugăciunea, că atunci când nu vei putea să te mai rogi, Domnul să-și aducă aminte de tine. E minunat și acest cuvânt. Deci trebuie să mulțim rugăciunea, da, cu timp și fără timp. Aceasta este calea vindecării. Aceasta este calea vindecării și ridicării noastre. Și încă o întrebare. În tendința noastră de a ierarhiza toate lucrurile, facem o ierarhie și între rugăciuni și spunem că unele sunt mai puternice decât altele. Vă întreb, care este cea mai puternică rugăciune? Este rugăciunea izvorâtă din smerenie. Rugăciunea femeii cananence. A fost testată, a fost umilită, a fost jignită, ofensată de Mântuitor și n-a cedat. Dar era rugăciunea pentru celălalt. Mm-hmm. Eu cred că cea mai puternică rugăciune este rugăciunea pentru celălalt. Atunci când nu te mai gândești la tine însuți, ci te gândești întâi la aproapele. Dorești ca să te mântuiești prin aproapele, prin cel de lângă tine, cu care se identifică Hristos. Atunci când dorești să te mântuiești prin cel de lângă tine, eu cred că când ai ajuns la această măsură, eu cred că e minunat. E măsura la care a ajuns și Sfântul Nicolae Velimirovici atunci când îi pomenea pe vrăjmașii săi și ruga pe Hristos să-i mulțească vrăjmașii, fiindcă toți aceștia erau prieteni mai exigenți. Cerea, considera prieteni. Cerea apropiați. Provocări în plus. Cerea provocări în plus pentru a se desăvârși mai crește, mult. Pentru a crește duhovnicește. Da. Pentru a primi pe creștet cununa cea neveștejită. A harului dumnezeesc, a harului dumnezeesc. Iar harul se desăvârșește, sigur, în neputințele, în slăbiciunile noastre și avem încredere în ajutorul și mila lui Dumnezeu. Un sfat scurt acum la final pentru noi, cei care în timpul rugăciunii nu reușim să fim concentrați. Gândul, am așezat o rugăciune, am așezat o rugăciune pentru risipirea gândului. Da. Pentru izbăvirea de risipirea gândurilor în rugăciune. Am așezat o rugăciune. Însă cea mai cuprinsătoare rugăciune este
rugăciunea lui Iisus. Cea rugăciunea mai scurtă și... inimii, da, sigur. Care mai întâi este la nivelul buzelor, apoi ajungem să ne rugăm cu mintea, mintea coboară în inimă și sigur ne dorim cu toții să ajungem la rugăciunea de sine mișcătoare. Doamne Iisuse Hristoase, la această Fiul Dumnezeu, trăirea isihaștilor, pe mine a vederii luminii taboricii da. Dumnezești. Aceasta este rugăciunea de toată vremea, cu care se mântuiesc atât cei din cilul monahal, cât și credincioșii și credincioasele de pretutineni. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau pe mine păcătoasa. Mai putem adăuga, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă, toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu această nădejde mergem da. Înainte. Părinte Episcop Macarie, vă mulțumesc pentru acest dialog edificator, folositor pentru creșterea noastră pe drumul spre Dumnezeu. Mulțumim pentru această carte Amintiri la capătul dorului. Ne alină și nouă, celor care l-am cunoscut pe Mitropolitul Bartolomeu, ne alină dorul de cuvântul lui. Bine, ne alină, desigur, și opera rămasă de la scriitorul Valeriu Bartolomeu Anania. Mulțumim pentru această carte de rugăciuni pe care e bine să o căutați și o găsiți în librăriile online. O carte de rugăciuni, aș zice eu, puțin atipică, pentru că are niște rugăciuni pe care nu le întâlnim în orice carte de rugăciuni. Vă mulțumesc și să aveți și eu vă mulțumesc. Drumuri păzite de Dumnezeu pe unde mergeți, prin cărările misionare, da. Pe unde ajungeți și când veniți în țară să ne vizitați, să ne mai dați cuvânt mare, de folos aici. Cu mare, la cu mare bucurie. Vă cuprind pe toți în îmbrățișarea rugăciunii, de la mic la mare și la mare la mic, încredințându-ne îmbrățișării Mântuitorului Iisus Hristos, care și-a întins mâinile pe cruce pentru a ne deschide brațele părintești în cer. Și închei cu un citat pe care l-ați preluat și în carte, îl găsim și în memoriile Mitropolitului Bartolomeu, l-ați și amintit în emisiune, dar îl reiau ca să ne rămână în memorie. În fundul prăpastiei să nu disperi, iar în vârful muntelui să nu amețești. Dumnezeu este cu tine și în genună, Dumnezeu este cu tine și sus, în azur. Cu această credință să ne ducem viața. Vă mulțumesc că ne-ați privit. Să ne revedem cu bine aici, la Trinitatea Stelei.